avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 17.07.2018, proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de 3 ședințe, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 4719 din 23.07.2018. Avem proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local la finele trimestrului 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării funcției de administrator public. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de întocmire, documentații de actualizare a planului urbanistic general al Comunei Cluj, județul Bacău. Diverse probleme. Putem începe. Discuții? Supunem la vot. Și cine este pentru? Împotrivă, abține. Da, începem cu punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 17.07.2018. Dacă sunt discuții pe acest punct. Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de 3 ședințe. Dacă sunt discuții, cineva împotrivă nu cred. Supunem la vot atunci. Pentru două mandate. Așa o luare. Da. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cluj, județul Bacău, pe anul 2018, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 4719 din 23.07.2018. Discuții? Cine este pentru? Scuze, n-am auzit. Deci trebuie să ședința trecută ați aprobat să prindeți niște bani la fond la rezervă la dispoziția autorităților locale. Ca să putem să-i cheltuim, trebuiau mai întâi mutați acolo și acum îi ducem pe situații de urgență, pentru că știți că de la începutul anului titlul 20 nu prea se poate, cam trebuie redus. Ca să putem face cheltuielile cu toate inundațiile ce au fost acum perioadele astea, să mută toți banii de la fond la rezervă la dispoziția autorităților locale, îi ducem pe situații de urgență, ca să poată înceapă demararea cu tot ce se face acum, vă explică doamna Vice, și să putem plăti pe situații de urgență, că acolo au fost care, deci putem ce lucrări s-au demarat în urma inundațiilor și... După inundațiile care au avut loc, s-a constituit o comisie în care a venit de la situații de urgență, de la pompieri, de la DSB, de la drumuri de peste tot și s-au constatat problemele care au avut în urma inundații. Ca să poți interveni, sigur, să vedem dacă o să ne dea guvernul ceva bani, dar deocamdată nu avem nicio... Și atunci, am trecut noi, am făcut niște decolmatare a fărului, cum discutasem, dincolo de calea ferată, drumurile care sunt mai multe contări care au fost curți, păraie, drumuri stricate trebuie. Și trebuie să le luăm pe toate în considerare. Există un proces verbal în creatul ei. Cam asta. Dacă doriți, puteți să vedeți. Îl punem la dispoziția dumneavoastră. Am înțeles că este și un gardon acolo. Însă nu este unul singur, sunt mai mult. Și acolo, interne și acolo, nu? Păi sunt puse toate, absolut toate. Care sunt țopările de care au avut loc, care sunt gabionele rupte, unde anume sunt, ne-am verificat sau măsurat, domnul care a venit de la Consiliul Județean, domnul inginer de la Consiliul Județean, a făcut calculul, a trecut câți metri cub, ce anume trebuie făcut. Este trecut în procesul verbal. Dacă doriți și vreți să vorbiți despre ce este vorba, ne punem la dispoziție oricând și la orice oră. Noi am făcut măsură cu măsurători. Am aici ați luat în calcul și la mine în față acolo. Și acolo. Ascultă, aici așa, maxim la lună, începem lucrările. Deci, la podul. La podul. Începem lucrurile la podul. Și atunci
Sigur. Nu 50 de metri care e pe proiect de la bot. Nu știi ce se întâmplă. Într-adevăr, trebuie să vină un autogred de la acolo și mai pus niște balast. Asta. Sau tu vrei... Început să sape deja pe rău, intră... Deci, așteptăm. Am ajuns până la vechiul gabion care l-am făcut eu. N-am avut când... Au fost atât de multe probleme, deci doar și vedeți că zi de zi suntem pe... În momentul în care am plecat pe teren și am făcut constatările, ne-am uitat și s-au făcut poze. Peste tot unde dacă nu intra gabionul ăla care l-am făcut eu, intra până la poartă să facă. Dar să știți că gabioane care au fost făcute de mult timp sau nu, pur și simplu, viitor au fost foarte, cel puțin ultima au fost foarte mari. Eu nu știu. Știți dumneavoastră, a fost acolo. De fapt ne-am întâlnit acolo. Dar cum mai sunt întrebări? Să punem la vot? Cine este pentru? 15 pentru, nu? Da. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local la finele trimestrului 2, 2018, proiect inițiat de domnul Ștopetru primar. Discuții? Să punem la vot? Cine este pentru? Aveți la mapă execuția la trimestrul 2, care cuprinde execuția de la începutul anului și până în prezent. Aveți acolo gradul de încasare pe fiecare impozit. La partea de bunuri de investiții ca cheltuieli, s-a finalizat proiectarea la PUG, așteptăm avizile la PUZ. La proiectul cu PNDL, podurile și grădinița 2 s-a finalizat proiectul. Grădinița 1, așteptăm să verifice proiectele. La dispensar se așteaptă finalizarea puzului ca să poată să înceapă licitația. S-a finalizat lucrarea la instalații curent slab la școli ca să putem obține avizile la ISU, că nu ne dau avizile la școala Somnușca și grădinița 1 facă. Și la extinderea de gaz s-a făcut la faza de proiectare și ridicări topo. Se depune pentru aviz. La partea de bunuri și servicii s-a făcut asfaltarea de la pe strada Unirii, toată care o știți. S-au o parte din lucrări cu utilajele, cu decolmatările ce s-au mai făcut. S-au cumpărat niște coșuri de gunoi stradal pe care le și vedeți montate. Tuburile care la fel le știți. În afară de utilități combustibile iluminat. Cheltuielile care au fost cu ziua copilului care s-a cumpărat pentru amenajarea cu borduri, paveli pe la biserică, pe acolo. S-a achiziționat lama la buldoa nostru, dotări la ISU, s-au cumpărat cabinele de toalete vidanjabile care trebuiau puse la ziua copilului. Finanțarea care s-a făcut la Valea Mică, care a aprobat-o în Consiliu și la PSC. Cam asta. Mai departe. Ați în discuție în vădă? Să punem la vot. Cine este pentru? Potriva abține. 15 pentru. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării funcției de administrator public, Comuna Cleja, județul Bacău, precum și a contractului de management, proiect inițial domnul Petru Iștoc primar. Dacă sunt discuții, întrebări? Ce se vrea? Chiar aș dori o explicație. Deci, la ora actuală, noi plătim, avem un contract de consultanță cu fondurile europene. Vrem ca să nu mai plătim această consultanță, să angajăm un administrator public. Avem, este în organigrama noastră deja cuprinsă. Vrem ca gestionarea acestor proiecte să fie făcută de noi, să nu mai dăm bani în contract. Și vrem să angajăm un administrator public pentru treaba asta, care, ca sarcină, va veni, va avea și gestionarea proiectelor europene. Cam asta este. Și eu zic că facem o și economie de bani. Întrebarea asta era dacă angajarea acestui așa este ceva economizant. Da, asta e. Totdeauna căutăm și în continuare mergem cu proiecte, că avem foarte multe proiecte, inclusiv frapalea cu șatele de sport. Ele trebuie manageriate, ca să spun așa. Trebuie urmărite, trebuie
Avem destulă treabă. Toate aceste proiecte necesită acorduri, avize, umblături. Voi ați avut, domnul Joca știe și cei care au fost, un singur proiect care o văd pe 3.2.2, câte acorduri, câte avize, câte umblături ai de dus la București. Ele vor începe decontările, trebuie să duci la București cu toate decontările, cu situațiile de lucrări. Adică asta ne reveni nouă ca și unitatea administrativă teritorială, știi? Adică omul îți face factură, îți face situații de lucrări, dar ne revine nouă sarcina să mergem la București pentru a aproba aceste decontări. Deci, treaba și până acum a fost de treabă, dar am avut, vă spun încă o dată, această persoană angajată. Dar de acum nu mai plătește pentru... Cât se plătește? Contractul este, mi se pare, 5.000 de lei. Cât e cu Cristina contractul? 5.000 de lei. Pe lună sau? Pe lună, sigur că da. Bine, e vorba de un contract care... 5.000 de lei, da. Bine, dar trebuie explicat. Pentru că postul se scoate la concurs și cine participă? Sigur, cine toată lumea. Oricine este... Deci, postul este? Postul este. Și cine participă? Cine participă? Toată lumea. Problema este să se încadreze ca și capacitatea de a gestiona funcția respectivă care o are. Bine, sunt niște condiții. Sunt niște condiții, adică trebuie să ai studii superioare, trebuie să ai... Să fii profesionistă, pentru că dacă nu ești profesionist, deja va iei omul respectiv, să știi. Nu poate veni oricine, nu. Nu trebuie să fie o persoană cu capacitate, adică să fie pregătită. Și noi ce salariu trebuie să oferim? Cum? Pentru postul respectiv, ce salariu să oferim? Avem în fișa postului... E cam, cred că o să-și depășească 5.000 de lei. Salariul viceprimarului. Salariul viceprimarului. Și nu depășește? Cât are viceprimarul? 7.000. Cât are în mână? 4.000. 1.900, mă înțeleg cu 4. Da. Deci o să depășească. O să depășească 5.000 de lei. Deci, încă o dată, cât are Angelica? 4.000, cât în mână. Vorbim în mână. Da. Are 4.000. Legea zice că salariul administratorului public este între salariul secretarului și cel al viceprimarului. Da. Deci, minim salariul secretarului, adică da, și maxim salariul viceprimarului. Și o să stabilească în funcție de... Da. De banii pe care să o bădă la 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 pentru o virgulă, nu știu ce proiecte. Mai sunt discuții de tema asta? Aveți în vedere? Sigur, noi avem în vedere. Problema este că competiția e deschisă pentru toată lumea. Vine la concurs, n-ai cum să... Am înțeles, dar totuși cred că e cineva în vedere. Din primărie, n-ar fi cineva care... Dar poate participa oricare. Mai poate participa oricare. Tu nu poți previziona cine va veni. Cine vine, este concursul deschis pentru toată lumea. Important este ca să se ridice la nivelul așteptărilor noastre. Adică, vă spun, nu este un post ușor. Pregătire. Deci trebuie să aibă o pregătire destul de... cu o experiență, ca să spun așa. Contractul poate fi pe perioadă limitată? Da, este pe perioada... Nu. Aici e problema, că intră în sistem și nu mai este pe perioada funcției pe care o ocupă primarul. Adică pe perioada de 2 ani. Cât mai este până la... Cât mai... Deci de moment... Până la sfârșitul mandatului. Mai sunt discuții? O punem la vot atunci să trecem înainte. Cine este pentru? 15 pentru? Da. Noi eu mă abțin. Da. 14. Deci 14 pentru, da? Da. Domnul Voidoc. Abținere, da?
Dar aș vrea să știu, de ce va abține domnul consilier? Așa consider eu. Adică trebuie să aveți motivul. Nu m-a ridicat, am veniți aici, ați zis prezentă în ședință. Mai convenabil cine să, cum ați lucrat până acum. Cum? Ca și bani. Nu este mai convenabil cum ați lucrat. Nu, dar nu se poate. Trebuie cineva să fie, că am avut contract, am avut serviciu externalizat. De acum, înțelegeți ce vă spun. Deci, noi vrem ca aceste proiecte să le ducem la capăt. Nu ne putem... Asta ar însemna să iei tot de afară să faci contract. Da, am înțeles. Mergem mai departe. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor întocmite în documente documentate de actualizare al planului urbanistic general al Comunei Calegea Județul Bacău și a regulamentului local aferent acestuia. Noi am discutat despre PUC, dar acum trebuie și aprobat din hotărâre de Consiliul Local întocmirea PUC. Este o... Nu, ni se expiră PUC, știți foarte bine. Dar a fost o dată aprobat, domnul primar. Am avut discuții, dar n-a fost proiect de hotărâre, înțelegeți? Și trebuie proiect de hotărâre. Deci, practic, asta e... Trebuie obligatoriu să facem PUC. Mai sunt discuții pe tema asta? Domnul. Tu punem la voi. Cine este pentru? 15 pentru, da? Trecem de diverse și ajungem la... avem o suplimentare care este făcută de domnul primar Iștoc Petru. Dacă îmi permite să încep să... Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 15.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017, Comuna Calegea Județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții, proiectare, extindere, rețele gaze naturale, Comuna Calegea Județul Bacău. Avem proiectul ăsta, noi am prins o sumă, nu știu exact care este suma care a fost prinsă. În schimb, când te duci la avizatorii ăștia de la utilități, deținătorii de utilități sau nu, când te duci la Consiliul Județean, ăștia îți dau avizele posibile și imposibile. Îți trec toate. Pentru ca să... Și acum avizele au început să fie foarte scumpe. Se ia la drumuri naționale, se ia în funcție de kilometri, la electrice se ia tot în funcție de kilometri și nu ne-au ajuns banii care au fost aprobați pentru, pentru avize. Practic, aici sunt probleme. Și atunci am pus încă 14.000 de lei, nu ne ajung pentru electrice. Nu știu, acum, înainte știi că la electrice îți dădea la 1 milion avizul de... De amplasament sau ce... Așa, acum îți ia pe kilometru și ăsta. Rom Telecom pe kilometru, drumurile naționale pe kilometru și numai te trezești cu 20-30 de milioane la fiecare deținător de utilități ca să plătim acestea. Și atunci nu mai avem bani și am pus încă 14.000 de lei să ne ajungă banii pentru avizele. Sau ce serviciu avem aici așa. Am pus o sumă rotundă, că doar banii care sunt, că el, banii se plătesc doar cu facturi, cu chitanțe, adică nu poți ca să... Din cauza asta, practic, s-au pus cinci ca să terminăm cu proiectul, cu avizele. Sunt discuții, întrebări pe subiectul ăsta. Supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal, zonă centrală și regulamentul lui local aferent acestuia. Sat Clejea, Comuna Clejea, Județul Bacău. Proiect inițiat de domnul Ștefan. Ce se întâmplă? Am făcut, știți foarte bine, zona centrală era, conform PUC-ului făcut anterior, era supusă în condiții de a construi. Noi ne-am trezit acum cu școala, că trebuie, avem reconstruit școala, avem dispensarul de făcut. Ne-am trezit în situația în care noi trebuie să facem plan de urbanistic zonal aici ca să putem construi. Am reușit, am terminat, dar trebuie să aprobăm, pentru că mergem, avem și studiul de oportunitate de la Consiliul Județean, dar pentru ca să trebuie și proiectul de hotărâre pentru acest punct făcut. Deci, pentru asta se am. Mai discutat. Sunt mai discutat, bine, dar trebuie proiect de hotărâre, știm lucrul ăsta. Mai sunt
Sunt discuții, întrebări? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. 15 pentru. Dacă mai sunt întrebări, cumva, la diverse, nu știu, orice aveți de discutat, de completat, te-am rog.